noastră înviați, edificați, să spunem, unii dintre, se zice, evident, dar sunt niște elemente atât de personale și aș zice eu, nu numai experiența, dar am avut experiența, n-a fost numai în martirie comunismului, a fost aproape toată viața. Eu cred că ramă, pătătoare, poate afară, posiți împărați care v-am zisit atunci, este un simbol pentru toată istoria neamului nostru. Și în ce sens? În sensul că chiar și atunci când se nu poate libertate, este chemare profundă la Marea Crucii. Pentru că atunci când se nu poate cruce, este ca un Mântuitorul. Și pentru că Mântuitorul știa că nu libertatea vine când e vina însemnată de preajmașul Duhului Sfânt. Și în timpul Mântuitorului Hristos, cu lumina sa sub cruce. Și eu zic că atunci când este ca la experiență, când este mai pronunțată în istoria noastră, cum mai puțin. Poate acum este un moment de importare în Dumnezeu să ne aducem aminte de tot ce am o experiență atât de grea, pe care nu se scotese o experiență mai mare decât cea din primele trei secole ale Bisericii lui Hristos. Mai mare, pentru că a fost schimbul, să zicem așa, odată cu tehnologia, loc de oamenii devenim și mai mari, și mai grea. Și așa s-a întâmplat și cu neamul nostru de după războiul al doilea, care așa ceva a fost atât de complicat și atât de scriitor. Dar iată că este de noastră, parcă a continuat acest război. 10-10 de ani, în 1989. Și când este vorba de politică, ce să vreau să vă spun, că eu am cunoscut așa să vă spuneți voastră, cu vocea mea în caută, și pe sigur, și cu vocea mea atunci pe cântaș, după hotelia de Evanghelia, prin cântare, la Sfântul Antofotă. Dar, și m-am bucurat mult să văd mai multe lucruri despre vocea, să te știu eu, atâta știu cum sunt lucruri grave, de copiii ați plătește, că nu mă zicea niciodată. Și mă bucur. Eu pot să mă trezesc de acest lucru pentru Părintele Băcescu și mă să vine, mă să vorbesc despre Părintele înainte de a lăsa să vorbească soția Sfinției noastre și sora Dumnezeu. Și vreau să spun că m-am bucurat și de prezența Părintele Profesor Vasile Bordon. În ce sens? În sensul de din părțile țării noastre, care a fost atât de sfântită și atât de sfântită, sute și sute de ani, este vorba de Ardea, Părintele Profesor din zona Sfântului. Și din această zonă au fugit oameni ca să-și tragă viața, nu din cauza unor atei, sau din cauza unor bătrâni, ci din cauza unor creștini. A fost vorba de dărâmarea locașilor de cult ortodoxe, din dumneavoastră la Ardeal, care erau un obstacol ca aviației. Și pentru care conducerea austriacă a pus pe un general să le dărâme cu Dumnezeu, de generalul Popov. 1762, vreau să mărturisesc că spiritul acestor creștini ortodoxi a nimic și poate nu vor veni cu acele emoții în Carpați. Pe Valea Peșeței sunt mărturii multe. Sunt ardelenii care au venit de acolo și pe genul sat la noi, pe unul cheamă să ne vezi, sunt dat atât de spune Ardelea. Ceea ce înseamnă că erau de oameni din este de acolo și erau oameni care mărturiseau credința lor și în fapte. În satul nostru, Biserica de Lemn, de fapt așa, este ridicată de ardelenii. Dar vreau să spun că și în părțile celelalte, mai des la neamsul și la neamsul să spun că este vorba de stilitul Părintele Paisie de Cipovski. În 1762, aceștia de lemn,
Și de acolo, acești oameni au venit și la părterii de măsteria Petru Cotă, este din partea ta, o față de se numește Bucurori, acolo au ridicat o ferie de biserică, aproape cu măsterii altele de Biseut. Acolo am avut urmă să cred și eu ca o cerică am venit în Marea de Morală, care a ridicat în ce biserică am adus la semnătă de Arianz. Și, dar, Duhul acesta, s-a plantat atât de mult între creștinii ortodoxi din Moldova. Nu pentru că este lucrul care să vorbim despre Grigore Cărăza, care a fost mare și care s-a plantat și care a fost atât de îndrăjit în mătrăsirea tradiției ortodoxe, cu orice fel de experiențe. Și vreau să spun că este bucurie să vă simțim spiritul acesta al tradiției la tradiților. Aici, în biserica aceasta, unde părintele Araul Timu a obținut moaște, o parte din moaște de Sfântul Paisie, și care se află aici, dar toată această moaște se află și spiritul acesta a părintele Paisie, împreună cu tuturor adelelor lui, sunt liste al monahilor care au trăit în apropierea părintelui Paisie Hristos, în care se spune clar că de mulți adele erau. Și este un lucru din elementul acesta că la vremea aceea de părintele Vasile Năzmodeanu, care a venit cu acest spirit la noi și vreau să spun că este un element la care îl cheamă și părintele profesor Vasile, ca întrucât noi ne aflăm acum într-o perioadă de dreptate după Marea Revoluție, așa zisă, din 1989. Și vrem să spunem că viața noastră în această libertate este o grijă mare de a nu pierde credința. Pentru că este vorba de chemare, Marea Fucii. Noi știm că în secolul IV-lea atât de mulți creștini care despre care se scasă în erezii de cele mari, cu tremurătoare pentru biserică. Puteți să mă adresești într-un fel, că spuneau un alt fel și erau atâtea posibilități de care mi-a dat în față când i s-a spus învățător de zi, fratele meu și fata de la primul momentul, a văzut că sunt două posibilități, dar niciuna nu bună și s-a retras. Cine m-a pus pe mine judecător de voi? Așa să fim și noi astăzi, chemați la păstrarea credinței noastre, să nu ne investigăm cu cei care le lume, ci să căutăm cu libertatea care ne dată Dumnezeu, să căutăm aprofundarea, adâncirea, mărturisirea credinței prin mâine sufletul nostru, căltura credinței pe care Dumnezeu o va avea grijă să împărtășească la toți cei din jurul nostru. Îi mulțumim pentru profesor, pentru bucurie care ne-a venit în această seară. Mulțumim din suflet pentru profesor Ioan Cărăza. Și acum